Hai să-l obiți și bine v-a regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi facem episodul 2 din cariera noastră cu Gaz Metan Mediaș. În episodul de astăzi vreau să facem niște transferuri. După cum vedeți, am deocamdată bugetul doar de 19 milioane. Mai am niște jucători pe market la vânzare și să vă arăt că am mai făcut și eu două transferuri off camera. Și acestea sunt doi francezi amândoi și doi chiar tineri. Acest Normand, fundaș, 24 de ani, nu mai știu de la ce echipă l-am luat. Și acest portar știu că l-am luat de la Angers, dacă nu mă înșel, Paul Bernardoni ăsta. Amândoi tineri, amândoi cât de cât ieftini au fost și da, întâi să vedem ce ne-a adus nouă scoutul. Îmi pare că am pus să-l caute pe Mane. L-a adus pe Son, pe Salah și pe Mane, e bun. Și faza e că nu ne permitem niciunul, bă, la limită, bă, cam 19 milioane și nu mi-ajute pentru niciunul, din păcate. Asta e, atunci hai să vedem ce găsim prin market, că da, nu putem face episod fără transferuri totuși, adică, da. Așa, Joao, am crezut că Joao Felix. Între timp totuși haideți să vă arăt câte transferuri s-au făcut. Deci o să vedeți și transferuri încă s-au făcut aici în Liga 1 cât de la ultimul episod. Deci au fost niște transferuri, mamă. Transferuri la greu. Că vă arăt imediat. Mă scuzați, sunt puțin răgușit. Să văd de unde am rămas. Tocă mai jos. Haide. Mai jos oare? Sau cam pe aici? Nu, chiar fix de aici. O venit la început Thiago Silva la Rapid București, dar a și plecat. Ramos la Dinamo, Acosta la Dinamo, dar și el a plecat deja. Uhre la Sepsi, René, Show ăsta. O să vă arăt de cât jucătorii mai mari, aș zice. Așa, ăștia nu contează, sunt micuți, ăștia sunt micuți. Așa. Bine, oricum, totuși, Ramos, jucător mare. A ajuns el aici, uitați, Diop la Botoșani, Aspilicueta la Mioveni. Portarul ăsta de vanzi de l-am adus eu de la Angers. Așa, hai să vedem. Ok, uite ce aduce Mioveniu de la Dinamo Kiev, un 77. Un Cuc de 78, chiar dacă s-a ciudat. Benzema e la Rapid București, din câte puteți observa. Deci ce transfer. Bruno Fernandes e la CFR Cluj. Deci hai să... Da. Griffins. Hai, ăsta nu e așa mare. Așa. Falcao la Viitorul. Oblak la Viitorul. Ăsta nu contează și nici ăsta nu contează. Hai să vedem ce putem cumpăra și noi totuși. Că cam rămas în urmă. Adică nu prea avem echipă. Din nou un francez oare? Ar fi al treilea. Aș juca pe 4-3-3-B dacă ar fi să-l iau pe sumar ăla. Și să-l joc MDK aici. Cu încă cineva. Cu cine mai am pe aici pe mijlocaș. Putea să-l joc cu Alexandru ăsta dacă îl mai cresc. Deaconul ăsta să rămână pe MK. Ar fi o idee. Ar fi, dar hai să vedem și ce fundaș avem totuși. Da, și ok, avem aici un fundaș Andersen de la Crystal Palace, să-l luăm pe el din prima, că avem nevoie de o apărare. Și cred că o să-mi ajungă și de sumar. Ne ajung banii și de sumar, băieți, două super transferuri în acest episod, nice. Acum hai să scot alt jucător de pe la lista de transferuri ca să pun alții un pic mai mari. De exemplu, l-am luat pe sumar, acum pot să scap de Pambu ăsta. Așa. L-am luat pe ăsta. Cu am doi fundași centrali buni. Foarte buni, zic eu, mă gândesc. 78-79, e ok. Fundaș stânga o să avem nevoie. Fundaș dreapta o să avem nevoie. O să avem nevoie de destul de multe. Trebuie să plece și Gabriel ăsta. Câți avem pe market push? 1, 2, 3. Înseamnă că mai putem pune 1. Da, bun. Așa. Am făcut cât avem. 69, din păcate, după cum vedeți, într-o zi și 14 ore avem meci împotriva celor de la CFR care au un lot. Dacă ne uităm la lotul lor, cred că
O să-mi iau bătaie, dar asta-i. Și-o mai luat joc ca Bruno Fernandes, sigur eu însumi. Ăștia deja erau. De fapt nu e așa wow să zicem. Nu e așa wow. Cine e cel mai scump ca valoare loc? Cred că stea... Nu, chiar, mamă, chiar CFR. Am căzut pe locul 6. În episodul trecut eram pe locul 5 când nu erau transferuri făcute. Acum suntem pe locul 6. Eu zic că e decent. Suntem chiar și peste Dinamo. E ok, e ok. Dar suntem peste Dinamo că avem mulți jucători. Oricum mai trebuie să scap din ei, să mai vând, să... Da. Asta e clar. Așa. Cred că atât cu acest episod. Ați văzut, am vrut să-l aduc pe Sadio Mane, dar din păcate nu mi-au ajuns banii. Nici pentru Son, nici pentru Salah. Că boscoinuri aveam, dar nu mi-au ajuns banii, din păcate. Dar asta este, atât cu acest episod. Numai bine, pa, pa!